Caz înfiorător la Iași, acolo unde un bărbat a murit în urma unei altercații pentru un loc de parcare. Autorității au deschis un dosar penal acum pentru ucidere din culpă. Vă avertizez că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Bărbatul avea 65 de ani. Noaptea trecută s-a luat la ceartă cu un cetățean arab din cauza unui loc de parcare. Deși nu s-a folosit violența, cearta cel mai probabil e ceea ce a provocat bărbatul un infart. În ciuda tuturor manevrelor de resuscitare încercate de echipajul de prim ajutor ajuns la fața locului, bărbatul a murit. Apel în dispecerul medical 112 pentru o persoană devenită inconștientă într-un loc public, o parcare. Echipajul terapie intensivă Smurd a găsit bărbatul de 65 de ani în stare de inconștiență, în stop cardiorespirator. A efectuat manevre de resuscitare, dar din păcate fără răspuns. A fost declarat decesul. Polițiștii au ajuns și ei la fața locului, iar celălalt șofer a fost reținut pe loc. De precizat este faptul că acest conducător auto a fost condus de către polițiștii secției 3 Poliție Urbană la sediul poliției pentru verificări. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, fiind dispusă necropsia pentru stabilirea cauzei decesului bărbatului. Acum polițiștii și procurorii analizează toate probele pentru a afla cu exactitate cauzele care au dus la decesul bărbatului.